Iar 29 aprilie, Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara a emis acordul de mediu pentru demararea construcției noii centrale electrice MAS de la Mintia. Este cea mai mare investiție într-un obiectiv industrial nu doar din județul Hunedoara, ci din întreaga Românie. După ce vor intra în posesia autorizației de construire, care va fi emisă de Primăria Vețel, reprezentanții societății pot demara lucrările. Cea mai grea procedură însă a trecut, aceasta fiind obținerea de către investitor a acordului de mediu. Procedurile pentru obținerea acordului de mediu, conform prevederilor Uniunii Europene, au durat aproape un an de zile, pentru că, pe lângă aplicarea legislației de evaluare a impactului asupra mediului, asupra biodiversității, asupra sănătății populației, a însemnat și o consultare cu țările riverane, respectiv cu Ungaria și cu Serbia. Ambele țări și-au exprimat susținerea pentru proiect. Astfel, ieri, acordul de mediu pentru construirea noii centrale a fost în mânat la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara, reprezentanților MAS Global Energy Rom, de către prefectul județului Hunedoara, Doris Visirin. Este o zi istoric. Cum am declarat înainte, este o zi istoric pentru România și pentru județul Hunedoara și pentru compania MAS, bineînțeles. Cum am declarat și înainte, este un pas mic pentru realizarea proiectului. În același timp, este un salt mare și calitativ pentru demararea construcției. Și încă o dată vă spun, mulțumesc tuturor autorităților locale și cei din București pentru sprijinul acordat. Investiția este aproximativ 1,4 miliard de euro, care se desfășoară în 31 decembrie 2026. Sigur că da, este o zi istorică nu doar pentru județ și pentru, până la urmă, pentru întreaga țară, pentru că discutăm despre o investiție istorică, fără precedent, și care va îmbunătăți foarte mult și siguranța energetică, până la urmă, care ne interesează foarte mult, și va îmbunătăți foarte mult, cred eu, și condițiile de muncă și de trai în județul nostru. Prima turbină a noii centrale electrice pe gaz de la Mintia va veni în centrală la sfârșitul lunii mai și va fi funcțională la mijlocul anului 2025. Iar în luna august a anului 2025, o altă turbină va intra în producție. În anul 2026, a treia turbină, cea mai mare, va fi pusă în funcțiune, centrala urmând să producă 1700 MW. MAS Global Energy Rom a devenit la finalul lunii decembrie 2022 proprietarul termocentralei Mintia, după ce a achitat peste 91 de milioane de euro pentru cumpărarea acesteia.